Primăria Suceava a virat către societatea termică în această lună 30 de miliarde de lei vechi, din care 25 reprezentând subvenția pentru căldură și 5 miliarde de lei vechi contravaloarea facturii de consum pentru școlile din municipiu. Facem tot ce este posibil să asigurăm căldură pentru sezonul rece. Vă spun toată sinceritatea, ziceam, dacă ajungem la 15 martie, e posibil orice. Din păcate, 15 martie încă este rece, este frig afară. Ajungem dumneavoastră pentru sfârșitul săptămânii. Se anunță la Suceava temperaturi sub minus 10 grade pe timp de noapte. Ca atare, Primăria Municipiului Suceava a făcut eforturi. Am dat la termică în această lună 30 de miliarde, 25 miliarde de subvenție și 5 miliarde de consumă la unitățile de învățământ. Deci am dat la termică 25 miliarde din subvenție și 30 miliarde pe total, în așa fel încât să mai facă niște plăți la cărbuni, la furnizorii de cărbune, să ajungem într-o primă fază la 1 aprilie și o mai vedea. Administrația publică suceveană va asigura lichiditățile pentru plata salariilor compensatorii către angajații care vor părăsi societatea de termoficare prin programul de restructurare adoptat. Săptămâna trecută a avut loc o întâlnire la termica cu salariații de acolo, cu reprezentanții AGA, Consiliul de Administrație. Este stabilit un program de restructurare, s-ar părea că, mă rog, este negociat acest program de restructurare cu sindicatele, este adjudicat de fiecare parte, ca să spun așa. Primăria Municipiului Suceava sigur are niște atribuții de a asigura lichidități în continuare la termica pentru funcționare și, în ultimul rând, pentru plățile compensatorii care se vor face la disponibilizare. Intenția Primăriei Suceava este de a se găsi o soluție pentru diminuarea pierderilor de pe rețea. Am stabilit, de asemenea, tot în discuții la termica, să prindem o sumă semnificativă în acest an în bugetul municipalității, în ideea că vor mai veni bani de la bugetul de stat, să continuăm cu reabilitarea rețelelor secundare și a punctelor termice care n-au fost reabilitate, pentru că chiar dacă cei de la DREM vor face investiția și o vor face, așa cum se știe, s-a adjudicat licitația, sunt utilajele acolo care lucrează, prețul gigacaloriei va fi unul destul de bun la gardul centralei, mai avem și noi de rezolvat problema de transport-distribuție, unde pierderile pe rețea erau destul de mari, de 50% în anul 2004, când a venit primarul municipiului Suceava. Astăzi sunt undeva la 35%, deci au scăzut cu 15%. Trebuie să facem efort să mai scadă, cu măcar încă 15% să se încadreze undeva la pierderi standard. De aceea primăria trebuie să facă investiții în continuare pe rețele transport-distribuție. Dintr-o estimare a noastră ar trebui să investim încă pe 25 de milioane. Am investit 25 de milioane în acest sens. Ar trebui să mai investim încă pe 25 de milioane de euro în următorii 5 ani de zile, să reabilităm toate punctele termice și toate rețelele secundare, în așa fel încât să diminuăm pierderile care sunt pe rețelele transport și distribuție.